Miercuri au avut loc în toată țara manifestări dedicate Zilei Naționale a României, iar ecourile acestora încă nu s-au stins. Ca de obicei, la astfel de evenimente au fost rostite discursuri de către oficialitățile politice naționale, județene și locale. În afară de evocările istorice ale momentului, oficialitățile au transmis și alte mesaje, inclusiv autocritice, politicienii subliniind faptul că ar trebui o revizuire a activităților lor, astfel încât acestea să ajungă exemple pentru generații ce vine din urmă. Ei sunt viitorul nostru, ca popor și țară. Respectul și iubirea de țară trebuie să reflecte și în grija față de viitorul acestei generații. Astăzi, ca de altfel în fiecare zi, trebuie să știm că misiunea noastră ca popor este să respectăm țara care ni s-a dat și să o facem mai bună, să creăm modele pentru copiii noștri și să le oferim exemple demne de urmat. De asemenea, modernizarea statului, întărirea încrederii în gestiunea treburilor publice reprezintă calea pe care o avem de urmat pentru ca țara pe care am moștenit-o de la cei care au făcut Marea Unire să reziste în fața unor eventuale noi provocări. Toate acestea vor duce nu numai la renașterea încrederii în viitorul României, ci și la dezvoltare și la întărirea poziției țării noastre în Europa și în lume. De asemenea, ținând cont de perioada delicată și imprevizibilă pe care o traversăm, politicienii au făcut apel la unitate. Astăzi se cuvine mai mult ca oricând să ne aducem aminte de toți cei care s-au jertfit pentru a-și apăra țara, drepturile și libertatea noastră. Avem datoria morală să transmitem din generație în generație povestea acestei zile care a scris istoria poporului român. În această zi, trebuie să ne gândim la lucrurile din viața noastră care ne unesc cu adevărat. Valorile naționale pe care trebuie să le cinstim și să le apărăm și binele acestei țări. În acest moment unic, special, marcat de recunoștință, solidaritate și speranță, să luăm exemplul strămoșilor noștri, să fim uniți pentru binele patriei noastre, România. Să construim împreună o Românie puternică, un viitor mai bun pentru noi și pentru generațiile următoare. Manifestările dedicate Zilei Naționale s-au desfășurat în condiții pandemice, care au făcut ca numărul participanților să fie unul redus, la fel ca și anul trecut. Dar, în comparație cu 2020, acum au avut loc și parade militare, în condițiile în care cazurile de îmbolnăviri cu COVID-19 scad zilnic.